Continuăm jurnalul. Agricultura europeană se află la o răscruce de drumuri în acest moment, iar noile direcții pe care vor să le impună oficialii europeni ar putea schimba definitiv fața acestui sector. România ar putea rămâne din nou într-o poziție nefavorabilă față de alte state europene dacă nu reușește să pună la punct urgent Planul Național Strategic. Cu declarații în exclusivitate pentru AgroTV pe acest subiect a venit europarlamentarul Carmen Avram. Dacă noi nu facem PNSD-ul la timp și suntem printre ultimele sau chiar ultima țară care îl depune, noi vedem că și la PNRR am fost în aceeași situație, am fost printre ultimii, noi vom fi în situația, riscăm să fim în situația în care să ne asumăm tot ceea ce nu și-au asumat celelalte state. Adică să spunem că la un moment dat Comisia va spune, ok, fiecare stat ne spune cât vrea să reducă. Și dacă noi nu depunem PNSD-ul la timp, tu un stat își asumă 2%, un stat își asumă 5%, un stat așa. Noi, dacă la sfârșit nu se împlinește, se scrie de 100%, să spunem, noi e posibil să riscăm să luăm pe umerii noștri diferența. Deci asta este unul dintre riscuri. Dar v-am spus, textul este foarte alambicat și poate foarte ușor de interpretat. Depinde ce ia comisia din el și ce va introduce în această strategie care trebuie. Îngrijorător este că alte state lucrează la planul lor strategic de luni de zile. Sunt state foarte responsabile care înțeleg exact momentul acesta crucial pentru agricultura lor și care nu se pot juca. Mai ales că știu exact această strategie. Sunt țări mari care au negociat, eurodeputați din țări mari care au negociat această strategie și de aia ea a ieșit așa, pentru că acele state au deja planul făcut. Pe deosebire de noi, care nu gândim în perspectivă. Aveți un partener de dialog cu Ministerul Agriculturii? Aveți cu cine discuta în momentul ăsta? Sau, mă rog, de o bucată de timp? Nu, niciodată. De când sunt eu în Parlamentul European și o să fie 2 ani și jumătate în curând, eu nu am putut avea în Ministerul Agriculturii nici un partener, nici măcar de schimb de mail-uri. Deci nu am avut putut avea conversații cu nimeni din Ministerul Agriculturii. Probabil cineva de la Ministerul Agriculturii a crezut că îmi face mie în ciudă pentru că fac parte din alt partid greșit. Nici când era PSD. Eu nu sunt aici. Eu sunt aici pentru a reprezenta România și interesul ar trebui să fie comun. Din orice partid, interesul trebuie să fie comun. Ieri a fost pentru prima dată de când sunt eu în Parlament în care am primit o indicație, o recomandare de vot care venea dinspre Ministerul Agriculturii. Și ne puteți spune ce spunea? Indicația de vot a fost respectată ad literam de noi, de delegația noastră. Ea coincidea în mare cu ce stabiliserăm noi deja, pentru că lucraserăm foarte mult pe lista noastră. Am făcut și modificările care au ajuns la noi destul de târziu, dar au ajuns și am respectat absolut tot ce mi s-a transmis de la Ministerul Agriculturii, pentru că pentru noi nu conta în momentul acela decât ceea ce urma să se întâmple, ceea ce ar putea să se întâmple sau riscurile care ar putea apărea în România și care ar putea lovi sectorul. Și în acest an, fenomenele meteorologice au provocat pagube pe mii de hectare la nivel național. Probleme mari și pierderi însemnate au fost înregistrate și în județul Telorman. Reprezentanții Direcției Agricole spun că de-a lungul anului au fost calamitate culturi atât în zone legumicole cât și în regiuni cultivate cu cultură mare. Am avut suprafețe afectate de diferite fenomene meteo nefavorabile, cum ar fi vânt puternic, vijelie, am avut cazuri și de grindină și pot să vă dau, să vă exemplific câteva suprafețe concrete. La legume 130 de hectare, grâu 3400 de hectare, orz și ovăz 400 de hectare, rapiță 370 de hectare, porumb 927, floarea soarelui 805, plante furajere 172. Deci în total am avut 6258 de hectare afectate de diferite fenomene meteo în acest an. Condițiile meteo sunt propice în momentul de față agriculturii telormânene?
În această toamnă se continuă seceta. Am avut cumulat în ultimele două zile aproximativ 15 litri de apă pe metru pătrat, pe medie. Se anunță ploi și săptămâna viitoare și sperăm ca după aceea să ieșim puternic în câmp și să înființăm suprafețele pe care fermierii și le-au propus. După cum știți, județul Telorman înființează în fiecare toamnă aproximativ 250.000 de hectare. Ne referim atât la rapiță, legume, plante fragile, dar mai ales la cereale păioase, care ocupă an de an aproximativ 200.000 de hectare la nivelul județului Telorman. Titan Mașinării România continuă ascensiunea puternică pe piața din România, la fel de ferm ca până acum, căutând în permanență să răspundă celor mai provocatoare și mai dificile nevoi ale agriculturii moderne. Titan Mașinării știe că o agricultură sustenabilă nu trebuie să depindă de fluctuațiile hazardului, mai ales în vremurile de astăzi, când seceta severă nu mai este o voie a întâmplării, ci, din nefericire, a devenit o problemă cu o frecvență constantă. Opriți producția de carne de vită pentru că nu mai avem unde să o vindem, le spune ministrul agriculturii din Brazilia marilor fermieri. Iar asta se întâmplă din cauza celui mai mare importator de astfel de produse, și anume China. Beijingul a interzis temporar intrarea produselor braziliene în țară după ce printre animale au fost găsite cazuri de boala vacii nebune. Interdicția Chinei asupra bovinelor din Brazilia a fost impusă la începutul lunii septembrie, iar situația nu pare aproape de rezolvare, în ciuda unor discuții intense. Între timp, alte țări au aplicat o interdicție similară pentru carnea de vită braziliană, și anume Indonezia, Arabia Saudită și Egipt. Asta complică situația sectorului zootehnic din Brazilia, pierderile înregistrate pe cele trei piețe reprezentând 7% din valoarea totală a exporturilor de carne de vită. Dar situația nu este la fel de gravă precum oprirea exporturilor de carne de vită braziliană în China. Această țară asiatică înghițind aproape jumătate din cantitatea vândută de fermierii brazilieni. Analiștii domeniului spun că lucrurile arată foarte rău, pentru că pierderile săptămânale pot ajunge până la aproape 30.000 de tone. Deocamdată, autoritățile din Brazilia nu au o soluție rapidă la această problemă și anunță că procesatorii de carne de vită sunt lăsați să păstreze produsele până la 60 de zile de la tăiere. Așa că, după cum scrie presa locală, Ministerul Agriculturii din Brazilia a decis să oprească parțial producția. Ministrul a anunțat că este gata să se urce în avion și să zboare spre China pentru a lămuri situația, doar că Beijingul încă nu a răspuns la această propunere. Cei mai importanți lideri ai fermierilor din Uniunea Europeană vin la București în luna noiembrie, într-o conferință dedicată noii politici agricole comune. Anunțul a fost făcut în exclusivitate pentru AgroTV în cadrul emisiunii Agricultura, o șansă pentru România, de
Cristina Cionga, directorul pentru afaceri europene al Asociației Producătorilor de Porumb din România. Noi, Alianța pentru Agricultură și Cooperare, ne-am propus să organizăm la București o conferință la nivel înalt, o dezbatere asupra diferitelor studii de impact la mijlocul lui noiembrie. Alianța împreună cu Copacogeca dorește să invite la București, într-un cadru restrâns din cauza pandemiei, evident, dar filmarea va fi difuzată ulterior, iar presa va avea acces. Așadar, anunț în premieră în emisiunea dumneavoastră, domnule Lența, faptul că dorim să organizăm această conferință care sperăm să aibă și o rezoluție, să aibă și ceva urmări. Nu ne facem iluzii că vom deturna, vom reversa lucrurile, dar sperăm să tragem încă un semnal puternic de alarmă. Vor veni la București toți liderii Copacogeca, președintele Copa, președintele Cogeca și vicepreședinții, parte din secretariat. Am invitat de asemenea cercetători și pe cei care au contribuit la elaborarea studiilor de impact enunțate, respectiv Universitatea Wageningen, USDA, Comisia Europeană, să nu uităm, și COSERAL, grupul, Asociația Europeană cu sediul la Bruxelles, COSERAL, a comercianților de cereale. Este sezonul crizantemelor, iar producătorii care au pariat pe soiul denumit Regina Toamnei au în această perioadă parte de vânzări foarte bune. Plantele nu sunt pretențioase la frig, iar cele din ghiveci rămân înflorite până în decembrie, ceea ce face ca cererea să fie foarte mare. Marian Diaconu din Buzău ne-a primit în serele pe care le are la Tisău și ne învață cum să ne înfrumusețăm grădinile în culorile toamnei. În serele din Tisău, județul Buzău, se pregătește un festival al culorilor, de la alb la galben, muștar, roz sau mov închis. Sunt sutele de crizanteme ce își așteaptă clienții. Un aranjament pentru toamnă trebuie să ne bucure prin culoare, da? Și prin diversitatea frunzelor a plantelor. Și atunci am optat în cazul acesta pentru o crizantemă, da? Alături de care adăugăm cavolfiore, varza ornamentală, care ne rezistă chiar și cu zăpadă pe ea, da? Și vom face două tipuri. Aici vom merge pe o cromatică de mov. În cealaltă jardinieră, în schimb, vom adăuga iarbă ornamentală, iarăși crizantema, care practic este regina toamnei. Și atunci ne vom juca cu ciclamen și cu iarbă ornamentală, care totodată este o plantă perenă pe care o vom avea și anul viitor. O vom putea planta în grădină. Un astfel de aranjament rezistă afară până la prima zăpadă, iar asta îi face pe tot mai mulți români iubitori de frumos să își creeze o oază de culoare în propria gospodărie. Toamna întâmpinăm cu crizantemă, glob în diverse varietăți, de la ghivece de Fino până la Fi22, varză ornamentală, în diverse culori, alb, mov, creață, ciclamen, cam pe asta ne-am axat noi anul acesta, pe lângă plantele perene și ornamentale pe care le cultivăm. Sunt căutate aceste plante acum toamna și înfrumusețează românii grădinile și absolut, casele. Absolut. Este un trend în creștere, să-i spunem. Toată lumea vrea să-și îmbunătățească calitatea vieții prin verde, prin culoare, prin a avea cât mai multe plante și cât mai multă diversitate din punct de vedere al plantelor. Însă pe cât de bogată este în culoare și comenzi din partea clienților, pe atât este de solicitantă această perioadă. Marian Diaconu povestește că toamna începe greul. Serele trebuie pregătite suplimentar, iar încălzirea lor este cea mai mare grijă. Pregătirea serelor înseamnă dublarea foliei, triplarea ei cu o pânză de țesut care ne protejează împotriva frigului termic, da? Și încălzirea. Fără încălzire nu facem nimic.
Clar, vom coborî și tavanul pentru a face în așa fel încât căldura să nu mi se mai ducă la 5 metri cât are înălțimea solarului și atunci să o menținem undeva la un 2,50 m, volumul de aer încălzit să fie din ce în ce mai mic. Compania Lemken, prin Dicorland, distribuitor în toată România, introduce pe piață o grapă cu discuri compacte, care poate lucra cu o adâncime de lucru de până la 20 de centimetri, ca și un cultivator la aceeași adâncime. Utilajul, denumit Rubin, se pretează atât pentru prelucrarea mireștilor, cât și pentru solul de bază, chiar și în cele mai dificile condiții. Rubin, grapa cu discuri compacte, permite o amestecare intensă și uniformă a resturilor organice și a solului la o adâncime de aproximativ 12 cm. Greutatea sa mare asigură pătrunderea în sol chiar și în condiții grele și, prin urmare, reduce pierderea de umiditate prin evaporare. În câteva minute începe emisiunea Agricultura la raport, unde realizatorul Ovidiu Ghinea și invitații săi vor analiza posibile soluții pentru rezolvarea problemelor urgente din agricultură. Contextul nu este deloc optimist, iar viitorul apropiat cu atât mai puțin. Puteți trimite mesajele dumneavoastră, întrebările și nelămuririle pe pagina de Facebook a emisiunii AgroTV-Agricultura la raport. Doamnelor și domnilor, și în această seară aici la AgroTV, la Agricultura, la raport, vom dezbate câteva subiecte extrem de importante pentru perioada următoare. Am văzut cu toții ce vești vin de la Bruxelles, din Parlamentul European. Cert e că viitorul nu sună deloc bine pentru fermele românești, pentru fermierii noștri. O să vedem dacă se vor materializa
toate aceste informații primite chiar de acolo. Până una alta, vreau să ne îndreptăm atenția către ce se întâmplă în România în momentul de față, pentru că se creează un nou guvern, se pun bazele unui nou guvern și asta implică și un alt ministru al agriculturii. Cine va fi desemnat rămâne să aflăm în perioada următoare. Cert este un singur lucru. Cel care va prelua funcția de ministru al agriculturii va avea mult de lucru, pentru că sunt foarte multe probleme nesoluționate. Am văzut cu toții ce am putea risca dacă nu avem acest PNS până pe data de 1 ianuarie 2022, dar nu e asta singura problemă, mai sunt și altele pe care dumneavoastră le cunoașteți mult mai bine. Jurnalul Agro TV se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit și pe celelalte canale media. Agro TV, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în sectorul agricol. Vă doresc numai bine și spor în toate! La noapte, cerul va fi mai mult noros în vestul și nord-vestul țării, unde local și temporar va ploua. În celelalte regiuni vor fi unele înnorări, mai ales în partea a doua a intervalului, dar ploi slabe se vor semnala izolat, cu o probabilitate mai mare în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în zona înaltă, unde rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră, iar pe arii restrânse și cu viteze mai mici în Crișana, Dobrogea și Moldova. Temperaturile minime se vor încadra între 4 și 12 grade, mai coborâte în depresiuni spre 0 grade. Pe alocuri în zonele joase, cu precădere din sud și sud-est, se va semnala ceață. Mâine, în vestul, centrul și nordul țării, valorile termice vor marca o scădere față de ziua anterioară, apropiindu-se de cele normale datei, iar cerul va fi mai mult noros. Temporar va ploua în Banat, local în Transilvania, Crișana și la munte, și pe suprafețe mici în Maramureș și Moldova. În restul teritoriului, vremea va fi în continuare deosebită de caldă pentru această perioadă, iar cerul variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, în special ale Carpaților Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade.